Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 470.800 de lei pentru 146 de familii și persoane singure aflate în situații critice. Decizia a fost luată în baza anchetelor sociale efectuate de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, informează Ministerul Muncii și Protecției Sociale printr-un comunicat remis joi Agerpres. Documentul stabilește că 104.500 de lei ajung la 21 din țară și din București pentru situațiile de necesitate cauzate de incendii. Totodată, 366.300 de lei vor fi acordați pentru 125 de familii și persoane singure din capitală și din țară care au probleme grave de sănătate sau se află în situații deosebite care pot conduce la riscul de excluziune socială. Ajutoarele de urgență aprobate de executiv vor fi suportate din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Thank you.